Domnule președinte, vă felicit pentru nominalizare și pentru alegere. Mulțumesc. Și vă rog să-mi permiteți să iau cuvântul pentru un moment deosebit în deschiderea acestei ședințe. Am să mă ridic în fața dumneavoastră. Doamnelor, domnilor, după cum bine știți, adesea Spitalul Județean de Urgență este o sursă destul de complexă de dezamăgiri, de supărări, de îngrijorări, poate chiar de durere. Dar astăzi venim în fața dumneavoastră cu exemplul că și în Spitalul Județean, ca în orice alt domeniu, de altfel, omul sfințește locul. Astăzi l-am invitat să ne fie alături într-un moment de a puncta, pentru a puncta că și la Spitalul Județean se poate, că și aici mai este umbră de speranță și de încredere. Am invitat pe domnul doctor Ștefan Gheorghincă, șeful secției de urologie din Spitalul Județean de Urgență. Domnul doctor este pietrean, a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași, unde a lucrat câțiva ani ca medic rezident, după care a luat decizia de a reveni acasă și de a face datoria în Piatra Neamț pentru pietreni, pentru nemțeni. Pe atunci, în 2019, atunci când a revenit în Piatra Neamț pentru a lucra în cadrul Spitalului Județean de Urgență, exista doar compartimentul de urologie. Datorită eforturilor sale și datorită faptului că treptat nivelul de încredere, nivelul de adresabilitate și faptul că foarte mulți pacienți s-au adresat compartimentului de urologie, prin eforturile domnului doctor, acest compartiment a devenit secție. A început o cursă pentru dotarea secției de urologie cu aparatură de ultimă generație, fapt care permite astăzi ca la Piatra Neamț să se facă intervenții de care se fac numai în spitalele mari din țară. L-am invitat pe domnul doctor pentru a-l felicita și pentru a-i mulțumi în numele comunității pietrene și în numele tuturor nemțenilor pentru profesionalismul și dăruirea cu, își face datoria, cu care își face datoria. Am auzit numeroase cuvinte de laudă din partea unor pietreni tratați la secția de urologie din Piatra Neamț, dar și a colegilor. Ca urmare a inițiativei lor, avem parte de acest moment astăzi. Îl invit pe domnul doctor alături de noi pentru a-i oferi în mod simbolic o diplomă de recunoștință, dar în semnul aprecierii întregii comunități, pietrene și nemțene. Felicitări, domnul doctor! Să o țineți tot așa, cu profesionalism și cu dăruire. Aici un mic dar simbolic din partea noastră. Cu drag. Mulțumim și noi. Vă rog, poftiți aici la mai aproape. Așa ce am realizat, puțin sau mult, vor judeca alții. Vom încerca pe viitor să realizăm și mai mult. Astăzi, în timp ce stăm aici, pe secția de urologie, începem nou proiect de efectuat, de a construi grupuri sanitare în salarii, pentru a mai îmbunătăți cu puțin condițiile și pentru a ajuta la o evoluție cât mai rapidă a Spitalului Județean. Iar tot ceea ce am făcut n-ar fi fost posibil fără ajutorul familiei, părinților, soției, cele învățate de la domnul profesor Picop de la Iași și colegilor de pe secție, care au fost alături și fiecare și-a adus aportul pentru a crește puțin câte puțin. Vă mulțumesc! Și de această cale vreau să mulțumesc atât domnului primar, cât și primăriei Piatra Neamț, domnilor consilieri. Cu drag. Mulțumim și noi. Cum doriți. Vă mulțumim. Mă întorc înapoi. La datorie. Da, așa. Și la noastră. Numai bine.